Da puțin, tragi banda, colegul. Bine, ce mă? Toată lumea după bandă, vă rugăm! Acestea sunt ordinele de pe bandă, nu le executăm. De ce vă supărați? Vă rugăm frumos.
camion să fie răspuns acolo. Toșeau din executarea unei misiuni în poligonul 5. În urma evenimentului au rezultat 3 militari decedați și 9 militari răniți, iar unul nu a necesitat intervenții medicale. Cei 9 militari răniți au fost transportați la spitalele din Câmpul Mușel și din spitalele din Brașov. În urma producerii evenimentului, la nivelul unității și la nivelul, se vor constitui o comisie de cercetare care vor stabili cauzele producerii acestui nefericit eveniment. Starea tehnică a camionului a fost corespunzătoare la plecarea misiune. Pe parcursul cercetărilor vă voi ține la curent cu toate celelalte elemente. Nu pot să mă pronunț până nu se execută cercetările și să lăsăm comisia și pe cei îndrept să facă ceea ce trebuie să facă și să, la sfârșit, vi se vor comunica cu siguranță cauzele producerii acestui nefericit eveniment. Nu cunosc exact vechimea acestui camion. Ele sunt camioane din dotarea batalionului. Au executat misiuni. Nu au fost probleme până la această dată, nefericit. Șoferul era, i s-au creat toate condițiile pentru a executa misiunea, nu au fost probleme privind starea de oboseală sau odihnă la militarul. Militarul i s-a acordat toate drepturile și militarii care au participat, ceilalți militari, în momentul producerii evenimentului, așa cum au fost instruiți, au trecut imediat la salvarea și celor militarilor implicați în acest camion, au coborât după ei, au acordat primul ajutor, atât cât au putut, până la sosirea organelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență.
nu pot să vă confirm această informație la această dată. Nu am o certitudine privind această informație. Ce ne puteți spune despre starea victimelor? Ce răni au ei? Militarii sunt în afara oricărui pericol. Am înțeles că cei doi de la Brașov sunt bine, sunt conștienți. Ceilalți de la Spitalul Câmpul Lung nu am informații foarte clare privind starea lor de sănătate. Locotenent Colonel Biță Gabriel. Primul ministru, imediat după producerea accidentului, a declarat că îl felicită pe ministrul apărării că a ajuns foarte repede la locul accidentului. Înțelegem că domnul ministru n-a mai ajuns. Nu sunt în măsură să vă comentez poziția domnului Anderson. Da? Ați văzut aici? Nu am înțeles întrebarea. L-ați văzut aici? Nu am văzut, am fost implicat în derularea evenimentelor. Prioritar a fost să-mi salvez colegii și să fac tot ce e posibil să înlăturăm efectele acestui nefericit de primă.